Salut și bine v-am regăsit la un nou clip din seria noastră de fast nebune la telefon. Cred că ăsta este episodul al 9-lea sau al 8-lea, habar n-am, nici nu mai știu. Dar mulți m-ați nebunit și mi-ați zis să mai fac fast nebune la telefon. Așa că înainte de asta știți ce aveți de făcut, nu uitați neapărat să zdrobiți butonul ăla de like, să-i dați un pumn fix așa, uite așa, uite așa, uite așa, să-i dați un pumn. Cât de tare puteți voi la butonul ăla de like, zdrobiți-l, rupeți-l așa în două să nu mai existe, să ajungă la cât mai multe like-uri, la 400 de like-uri dacă putem să ajungem și să continue această serie de fast nebune la telefon, pentru că știu că la mulți vă place această serie. La ultimul meu episod de fast nebune la telefon v-am zis să îmi lăsați voi dume în comentarii când sun să zic ceva și s-au strâns 6 dume, așa că o să sun, cred că, pe mai multe persoane, pentru că sigur nu o să-mi răspundă din prima. O să am de tăiat la montaj. Și da, așa că eu zic să începem. Dar înainte de asta, nu uitați neapărat să-mi dați un follow pe Instagram. Sunt foarte activ și acolo. Aveți link în descriere, găsiți acolo link-ul. Și da, pentru, v-am cerut dume pentru că am făcut toată aceeași dumă, că ați câștigat și am pus întrebările alea de logică și mulți mi-a zis că-s dume vechi, că nu știu ce, zi altceva și am zis ok, hai, ziceți-mi voi niște dume și sunt 6 dume, dar sper să fie cât mai interesant acest video. Așa că revenim că răspunde cineva și să vedem care este prima dumă. Bun, deci avem prima dumă. Cum faci lapte praf? Arunci vaca din avion. Bă, nu știu ce să zic, e o dumă șmecheră, așa că hai să sunăm primul număr, n-o să rănumărul. Și când o să răspundă cineva, o să zic dumata și atunci o să revin, așa că reveni. Da. Alo, bună ziua! Bună ziua! Aș vrea să vă întreb, cum faceți lapte praf? Arunci vaca din avion. Dar de unde aș știut-o? Bă, deci nu cred, mă, o știut-o, mă. What the fuck? O știu duma, mă, ești prost? Bă, eu vă ascult dumele voastre. Așa că următoarea dumă îmi zice una aici în comentarii. Alo, familia Văcărescu? A, scuzați, am greșit grajdul. Bă, ok, revin când răspunde cineva. Sună. Alo, familia Văcărescu? Nu, no, am greșit. A, scuzați, am greșit grajdul. Ce secos sunat. Da, nu o să lungesc acest video, o să sun o persoană și o să zic duma asta. Așa că, următoarea dumă este: bună, vă merge telefonul? Ăla răspunde da, atunci fugiți după el. Ok, și dacă domnul zice nu, înseamnă că l-a prins sau cum? L-o prins dacă nu-i mai merge. Înseamnă că deja l-o prins. L-o pus și în lesă. Revenim când răspunde cineva. Alo, bună ziua! Auziți? Da. Vă merge telefonul? Poftim? Vă merge telefonul? Merge, merge, când merge, când este semnal, când nu este semnal, fug în coace, încolo, pe curte, se bă afară, că nu prea este semnal. E, pi fugiți după el dacă vă merge. Unde să mă duc? Alo? A zis că vă merge telefonul, nu? Închis, am știut, jur că am știut că închide. Da, au zis că merge telefonul, odată prin curte, odată pe aici, că nu prin semnal. După aia am zis, pi fugiți după el, unde să fug, mă? Ok, următoarea dumă este: îl știți pe Darius Drăghiciu? Dacă zice că nu-l știți, merge să dați un subscribe pe YouTube la el. Bă, bine, hai că zic și chestia asta. Hai că o facem până la capăt dacă o facem. Revin că răspunde cineva. Număr nou. Da. Alo, bună ziua! Da. Îl știți pe Darius Drăghiciu? Da. Păi, dacă nu-l știți, merge și dați un subscribe la el pe YouTube.
Că are, are 12.000 de abonați imediat. Da. M-a auzit? Crema. Dacă nu știți, mergeți și dați un subscribe la el. Abonați-vă la el. Oh, închis. Ok. Da, cam asta e reacția oamenilor. Bun. Următoarea dumă, a cincea dumă. Alo, casa murătură? A, scuzați, am greșit borcanul. Ok, revin când răspunde. Țin că răspuns, te rog. Deja mă chinui de 3 minute. Alo, bună ziua. Bună ziua. Casa murătură? Casa murătură? A, scuzați, am greșit borcanul atunci. Ok, penultima dumă este. Alo, salut, am văzut că ești nouă. Încântat, eu sunt 10, te-ai prins. Da. Asta e penultima și mai urmează una. Revin când răspunde cineva. Hai să termin și eu. De 25 de minute filmez clipul ăsta. De 25 de minute filmez și am de tăiat o grămadă, serios. Și nu o să răspundă. Alo. Alo, bună ziua. Bună ziua. Am văzut că ești nouă. Poftiți? Am văzut că sunteți nouă. Cum adică nouă? Cine sunteți? De unde sunteți? Și pe cine a sunat? Băi, am văzut că sunteți nouă și eu vreau să vă zic că sunt încântat, că eu 10. Poftiți? Fucking shit. Nu vă prea bine, vă rog. Am văzut că ești nouă. Ce-i cu nouă? Încântat, eu 10. Dom'le, pe cine căutați și ce doriți, vă rog? Că v-ați deranjat, nu n-ați spus ce sunteți și ce familie căutați? Păi, familia murătură. Cum? Familia murătură. Nu închide! Am știut, jur, deja mi-am dat seama. Cine ești, de unde ești că m-ai deranjat? No, asta e, las că e pe bine. No, și ultima dumă, dar nu cea din urmă care mi s-a potrivit, adică asta nu mi-a zis-o nimeni în comentarii, mi-a zis un prieten de-a meu. Deci, duma se numește: de ce a trecut castravetele strada? Cofo verde. V-ați prins? Nu v-ați prins. Bă, ufo verde, mereți mă că nu vă prindeți, mă. Mereți de aici, mă. Hai, te rog, răspunde. Cam de editat video ăsta. Alo? Bună ziua, aș vrea să vă întreb de ce a trecut castravetele strada? Bă, fraților, cam atât a fost cu acest episod. Da, la ultima dumă a răspuns și n-a zis nimic. N-am mai sunat pentru că nu răspund mulți la numere ascunse și mulți nu răspund, n-am nimerit multe numere. O să am de editat foarte mult pe acest video, dar deja voi îl priviți editat, deci da, eu o să am foarte mult de lucru la acest clip, așa că pentru asta apreciați munca și zdrobiți butonul ăla de like, adică dați un pumn fix așa să ajungem la 400 de like-uri, pentru că știu că nu cer mult și putem să strângem această sumă cât de rapid. Dacă fiecare ce se uită la acest episod apasă butonul ăla de like, nu este greu, doar îl activezi și atâta. Am făcut rapid 400 de like-uri. Și da, nu prea ce să vă mai zic, nu uitați neapărat să-mi dați un follow pe Instagram, veți găsi acolo un link în descriere. Și dacă sunteți noi pe canal, nu uitați neapărat să vă abonați și activați clopoțelul din dreapta butonului subscribe, pentru că mă ajută foarte mult și ăla vă informează când, deci ăla, clopoțelul ăla vă trimite notificări când postez ceva nou. Și dacă v-a plăcut acest clip, dați și un share mai departe să vadă cât mai multe persoane acest clip, să râdă sau nu știu dacă mi s-a părut chiar atât de haios, dar pentru mine a ieșit destul de interesant. Așa că cam atât a fost cu acest episod, cu voi a fost Darius și noi o să ne revedem la următorul clip. Pa! Switch it up.